Salutare și bun venit în pisieria! În videoul de astăzi discutăm despre Windows 2000, care a devenit din nou popular cu ajutorul Project 2K, o versiune modificată de Windows 10 LTSC 2021, care arată fix ca Windows 2000. Și vă provoc să vă uitați la desktop și să găsiți diferențele între acest sistem de operare și Windows 2000. Singura diferență pe care eu o văd este această iconiță de Intel HD Graphics Control Panel pentru că a trebuit să instalez driverul video pe acest laptop. Altfel este Windows 2000 din cap până în picioare. Totul este modificat în această versiune de Windows, de la iconițele de pe desktop la taskbar, la meniul de start și chiar la aplicațiile implicite din sistemul de operare, care au fost înlocuite cu cele din Windows 2000. Dacă voi deschide mai Computer, o să observați că explorer a fost foarte puternic modificat și arată exact ca cel din Windows 2000. Se vede că s-a muncit foarte mult la treaba asta și chiar lucrurile au ieșit foarte bine. De asemenea, dacă mergem la View, Explorer bar și Find XR, o să vedeți că avem și această bară din partea stângă care exista pe Windows 2000. O chestie care m-a șocat foarte tare este Internet Explorer. Dacă o să-l deschid, veți vedea că arată fix ca Internet Explorer 5.5 din Windows 2000, dar merge Google și merge și site-ul Pisieria. Care e șmecheria cu browserul ăsta? Foarte simplu nu este Internet Explorer 5.5, ci este Waterfox, un browser bazat pe Firefox, cu skin de Internet Explorer 5.5 și fiind un browser modern, merg toate site-urile moderne de la YouTube, la Facebook, la TikTok, la Instagram, fără niciun fel de problemă. Următoarea aplicație este adusă direct din Windows 2000, Internet Connection Wizard se numește, nu funcționează, dar este aici pentru acuratețe. Dacă dau click pe Next, mă întreabă dacă vreau să închid Wizard-ul, o să dau pe S, oricum v-am spus, nu funcționează, dar este aici. Mai avem o chestie, Change Your Windows Edition și ne schimbă între diferitele versiuni de Windows 2000. În dreapta sus avem Readme, unde aflăm câteva detalii despre Project 2K. Dacă ne uităm în taskbar, vom observa că butonul de start este identic cu cel din Windows 2000, apoi Quick Launch-ul este la fel identic, avem Show Desktop, Internet Explorer și Outlook Express 6, iar iconițele din System 3 sunt cele din Windows 2000, mai puțin astea două care sunt moderne. Iar dacă deschidem meniul de start, din nou suntem loviți de nostalgie pentru că este 1 la 1 cu cel din Windows 2000. Dacă mergem la Accessories, veți vedea că sunt toate chestiile din Windows 2000. Avem WordPad-ul, care e cel din Windows 2000, pentru că aici toate fișierele, toate executabilele sunt luate fix din Windows 2000, nu sunt variante modificate ale celor din Windows 7 sau din Windows 10. De asemenea, avem și Paint-ul din Windows 2000. La fel și Imaging e un soft care editează imagini scanate. Calculatorul dintr-un motiv sau altul nu funcționează, am încercat de mai multe ori să-l lansez și n-a pornit. Synchronize iarăși funcționează, Address Book la fel funcționează fără probleme. La System Tools avem câteva chestii interesante, Getting Started e programerul la mic care se lansează automat după ce instalezi Windows 2000. Tot aici avem Personalize Windows și dă ceva eroare legată de driverul video. Și dacă dăm de mai multe ori OK, va porni. Și de aici putem schimba wallpaper-ul, putem schimba screensaver-ul, putem schimba tema de Windows. Eu am ales Rainy Day, e tema mea clasică favorită. Și dacă mergem la settings să schimbăm rezoluția, iar o să dea eroare legată de driver video, dăm OK de 3 ori și putem schimba și rezoluția. Tot în System Tools avem și System Information, nu știu dacă e cel din Windows 2000, se pare că nu, e cel din Windows 10 și da, vedeți și aici este Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. La entertainment, toate chestiile sunt din Windows 2000 și o să încep cu CD Player, un program pe care eu nu l-am folosit niciodată. Zice "There is no CD-ROM player attached to your computer. CD Player cannot start." Vă garantez, el funcționează. L-am testat într-o mașină virtuală cu CD Player virtual și a funcționat, dar aici, neavând unitate optică, nu funcționează, ceea ce e normal, până la urmă. Mai departe, avem Sound Recorder, e cel din Windows 2000, Volume Control, tot cel din Windows 2000 a pornit aici, este mic și pricăjit. Ar trebui să funcționeze, dar cred că nu am driver audio și de aia nu funcționează. Că ar fi trebuit să am și iconiță de volum aici. Apropo, chestii legate de driverele, nu le instalează automat, trebuie să le instalați voi de pe site-ul producătorului plăcii de bază sau al laptopului. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Windows Media Player. Windows Media Player, cred că 6, da, 6.4 din 1999, este aici în 2024. Nu știu dacă mai funcționează butoanele astea, n-ar trebui să mai funcționeze. Ba da, funcționează, dar ne duc pe linkuri moarte de pe Microsoft.com. La Communications avem Hyper Terminal, o aplicație veche, veche de mult. Aici ne pune să setăm modemul, nu o să fac chestia asta, cancel, yes, ok. Și uitați câtă nostalgie aici, uitați câte iconițe faine și vechi sunt în programelul ăsta, mamă, mamă. Phone Dialer, care este din era să zic că este din Windows 2000, dar e o variantă un pic diferită față de Dialer.exe. Ia să vedem. Avem și Dialer.exe? Da, și se pare că sunt două aplicații diferite. Avem două aplicații Phone Dialer, e foarte ciudat. Dar avem o aplicație implicită din Windows 10, să-i spunem așa, care oricum e din vremea Windows 95, cred. Și această aplicație, care e probabil un pic mai complicată și nu mai există. Cel puțin în Windows XP n-am mai văzut-o, deci probabil a fost doar în Windows 2000. Mai avem și Network and Dial-up Connections care ne arată ce conexiune avem, jocurile sunt cele din Windows 2000, de exemplu Solitaire e fix cel din Windows 2000, cred că și Windows 98, cred că și Windows 95, e varianta aia OG. Și aici la Accessibility, iarăși toate chestiile sunt luate direct din Windows 2000, de exemplu On Screen Keyboard e fix din Windows 2000, nu e varianta din Windows 10. Acest Windows are și două control panele, dacă mergem în meniul de Start, Settings, avem control panelul modern, cel din Windows 10, și avem control panelul din Windows 2000, să zicem așa, cu epleturi care seamănă cu cele din Windows 2000, de exemplu cel de mouse este identic cu cel din Windows 2000, la fel cel de tastatură și la fel cel de sistem. Pe de altă parte, cel de sunet e cel din Windows 10. Văd că avem și Game Controllers, care cred că e cel din Windows 2000, deși nu știu dacă s-a schimbat de atunci până la Windows 10. Ce părere am despre acest sistem de operare? Îmi place foarte mult proiectul, mi s-a părut atât de interesant încât l-am instalat pe un calculator real, a mers foarte bine pe acest laptop, care nu este vreun laptop foarte puternic, mă atrage proiectul, vreau să văd cum merge mai departe, pentru că e clar că mai e un pic de lucru la acest Windows, dar pe viitor e un proiect foarte interesant. Cam asta a fost video de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like și până data viitoare să aveți o zi frumoasă, la revedere!